Marica Ilie mă numesc și astăzi ne aflăm în cea mai mare fabrică de producție de brichete din paie din Oltenia. Agricultura am început-o în anul 2016-2017, da, lucrând o suprafață de 3 hectare și puțin de la părinții mei. Iar în decurs a 6-7 ani de zile, adică cel puțin până în momentul de față, am ajuns la o exploatație de 800 de hectare. Preponderent la mine în fermă predomină culturile de toamnă, în general grâul. Datorită situației în agricultură, în ultimii 2 ani, ținând cont de conflictul Ucraina, costul de producție pe hectar a fost extrem de mare, iar costul de venit a fost extrem de mic. Și de aceea ne-a obligat pentru a desfășura și o altă activitate în fermă. Adică trebuie gândită structura în așa manieră încât să-ți asigure un cash flow lunar. Pentru asta noi ne-am axat pe producerea de brichete din paie. După data de 15 noiembrie am devenit cei mai mari producători de brichete din Oltenia, având o producție de 18 tone pe zi. Dintr-un hectar de grâu, de fapt cu o producție de 5.000 de kg de grâu, putem scoate 2.500 de kg de paie. Iar, bineînțeles, din 2.500 de grame de paie putem scoate 2 tone și jumătate de brichete, pentru că este vorba strict despre volum. Este raportul 1-1. Ținând cont de calitatea brichetelor din paie, o tonă de brichete echivalează aproximativ 2 tone de lemne. În 2016, în momentul când m-am axat mai mult pe agricultură, a fost necesară investiția și în utilaje. Am început cu un Massey Ferguson tractor mai vechi, un Massey Ferguson 3060, era un tractor de 180 de cai. Fiind luat la mâna a doua, nu am avut probleme cu el și asta m-a atras special spre marca Massey Ferguson. Ulterior am cunoscut pe băieții de la Sigma, unde mi-au propus prima achiziție a unui tractor a unui model 7726, da? un tractor de care am fost personal foarte mulțumit, cu un consum extrem de bun, și în decursul a 5 ani de zile am ajuns la un număr de 4 tractoare, 2 încărcătoare telescopice, o presă de balotat și ultima achiziție, o combină 7370 beta. Presa de balotat, pe care am achiziționat-o tot prin partenerii mei Sigma, s-a dovedit a fi un real succes, pentru că paiele sunt presate extrem de bine, ajungând la o cantitate de 450 de kg pe balot. Presa s-a dovedit a fi un real succes pe parte de logistică, pentru că avem, după cum vedeți, avem volum extrem de mare de paie, da? Cea mai grea muncă este transportatul din câmp în fermă. Motivul pentru care am achiziționat această presă de balotat, da, Massey Ferguson, este faptul că, raportat la alte mărci, piesele sunt accesibile. Avem și un umidometru unde ne spune umiditatea paielor, pentru că în fabrica de brichete nu putem să procesăm paie cu umiditate mai mare de 15%, da? Ne arată în timp real umiditatea și în același timp ne arată în timp real și greutatea pe balot. Balotiera, având o greutate de 13 tone, este trasă de un tractor, bineînțeles, tot Massey Ferguson, modelul 8730, este un tractor de 300 de cai, care se comportă extrem de bine la balotat. Și la fel, știți cum este, până la urmă totul se rezumă la costul pe hectar și tot ce înseamnă Massey Ferguson au un consum extrem de mic și de aceea am și optat pentru aceste utilaje. Ultima achiziție la mine în fermă a fost o combină. Este o combină, un Massey Ferguson modelul 7370 beta. Combina aceasta am achiziționat-o în anul 2023. Este o combină cu un consum redus de motorină. În același timp, când noi folosim și paiele, oprind tocătorul, se reduce automat consumul cu aproximativ 5 litri pe hectar, pentru că cu orice trecere în plus pe hectar se generează costuri. Și noi, până la urmă, asta căutăm, cu cât mai puține treceri, un cost cât mai mic. Pe partea de tractoare, da, suntem mulțumiți. Aici în față avem modelul 7716, da, este un tractor de 160 de cai, care execută lucruri de finețe la noi în fermă. De exemplu, urmează primăvara să intrăm la semănat la Floarea Soarelui. El este cel care efectuează lucrarea aceasta, are un consum de 5 litri pe hectar la semănat. Este un tractor fiabil, da, în același timp avem MF Guide, da, unde lucrăm la o precizie de 2 cm, mai deținem un tractor de 160 de cai, respectiv unul de 140 de cai. Aceste utilaje le folosim pe partea de semănat, pe partea de herbicidat. În viitor apropiat intenționăm să mai achiziționăm un tractor, tot prin cei de la Sigma, bineînțeles tot Massey Ferguson, de 300 de cai, 8730, deoarece în timpul verii, având doar un singur tractor în fermă, este destul de dificil să și balotăm, să și lucrăm terenul. O penultimă investiție a fost un TH7035, un încărcător telescopic cu brațul de 7 metri. Da? El ridică o greutate de 3 tone și jumătate la o înălțime de 7 metri, de care sunt foarte mulțumit.
deoarece mă ajută pentru strângerea baloților pe care balotiera îi procesează și depozitarea lor în depozit. Este un încărcător ușor de manevrat, da? Este fiabil și, bineînțeles, cu un consum extrem de mic. Relația cu Sigma a început în 2017. Ce să zic, oamenii sunt prompți, da? Avem o relație bună și atât pe partea de service, cât și pe partea de vânzări. Pe partea de service, ori de câte ori avem probleme sau ori de câte ori am avut probleme, nu s-a rezumat la faptul că sunt zile în care nu se lucrează, oamenii au venit, au fost prompți și au și rezolvat problemele. Serviciul de la Sigma cunoaște toată utilajul de la mine din fermă și mi se pare super ok asta.